Adică până acum să fii sub dor, sub apă, ești nebun la cap, tu poți să văd așa ceva cum îmi așa de cap, doamne! N-aș putea să fac asta în viața mea, ești nebun. Dar buenos dias amigos și bine v-am regăsit la a doua minunată reacție din seria noastră de reacții, băi frățiorii mei. Astăzi vom reacționa la cele mai periculoase joburi de pe pământ, așa că luați-vă popcornul, luați-vă suculețul, luați-vă ce vreți voi și haideți să-i admirăm pe oamenii care au cele mai periculoase joburi din lume împreună. Nu uitați să vă abonați, să dați like, așa că let's go! Primul job periculos este să fii sub dor, sub apă. Bă, sincer, chestia asta nici n-am mai auzit-o până acum, să fii sub dor, sub apă, ești nebun la cap. Dar totuși nu mi se pare chiar atât de greu să fii sub dor, sub apă. Adică ești ca și un fel de scafandră de asta, știi, pe scufundele alea, dar aparent și că este foarte, foarte periculos. Pentru că riști explozii, decompresie la asta, să se facă rău. Da, sincer, nu știu, interesant, dar de ce ai sudat sub apă? De ce nu sudezi în afara apei? Nu? Sau? Sunt eu prost? Ci că mor aproximativ în jur de 30 de oameni pe an la acest job. Bă, da. Dar tot nu înțeleg, sau luminați-mă voi în comentarii, de ce ai sudat sub apă și nu sudezi în afara apei? De ce? Următorul job, băi frățiorii mei, este să fii pescar de crab. Băi, sincer, la chestia asta cred că mi-ar fi și mie frică, băi frățiorii mei, să fiu pescar sau să lucru în mare. Dar bă, acolo în mare aia unde zvaluri de alea, băi, ești nebun. Deci jur că e cea mai mare temerea mea să fiu pe o barcă și să fie valuri de aia și furtună de aia, bă, și să simți așa cum face barca aia cu tine, așa, ești nebun la cap și să te, nu știu, efectiv e prea grav, băi, să fii. Marea mi se pare cea mai periculoasă chestie. Bun, aici zice că 128 de pescari au murit în 2007. Da, uite acolo ce ești nebun la cabă, prin valurile alea, dar nu înțeleg, nu inundă barca, ești nebun. Nu știu, mi se pare prea complicat, jur că aș face orice, dar chestia asta nu aș face. Scrieți în comentarii dacă aveți curaj să faceți asta. Următorul, cel mai periculos job este tăietor de lemne sau ce aici? Tăietor de lemne, da mă, ești nebun. Ci că are cea mai mare rată de fatalități. Mamă, dar și de pică ăla pe tine, ești nebun, te face clătită, bă! Cel mai multe accidente se întâmplă cu drujba, efectiv te tai cu drujba sau cad băieții din pom. Un job foarte periculos este manufactura de microchipuri. Cum adică? Cum vine asta? Că nu înțeleg. Că nu înțeleg. De ce ar fi asta periculos? Hai să zice aici. A, pentru că cică sunt făcute cu chimicale de-astea care îți dăunează sănătății. Da, deci efectiv din cauza chimicalelor poți să faci cancer, chestii la respirație, probleme. Da, e, sincer, e destul de nasol să lucri chimicale și cu de-astea. Bă, asta nici nu ar trebui să fie job. Chestia asta ar trebui să fie interzisă și scoasă și uitată, băi. Ci că astea care călăresc tauri și nebunii de-astea este foarte periculos. Hai nu zău! Hai nu zău! Ăștia merită să fie călcați în picioare de tauri ăștia, ești nebun la cap. Așa, clar că acolo rupe-l, dă-l în sânge, bă. Efectiv mi se pare că chinuie, frate, animalul, ești nebun la cap. Cred că animalul ăla nu are ce face, numai să facă show acolo. Calcă-l pe cap, dă-l în... Bun, să vedem următorul cel mai periculos job este cu metalul, băi frățiorii mei, și cu fierul. Ia să vedem, deci când trebuie să construiești de-astea. Bine, vă dați seama că la înălțime e foarte periculos. Chiar dacă se leagă băieții cu dalea, alea, alea, vă dați seama că o mișcare greșită și s-au dus. Au murit 5-6 de oameni din 100.000 de muncitori. Să vedem, următorul job periculos este extrasul aici de ulei. Deci uleiul se extrage din chestiile astea, nu știu cum le spun, cumplite pe mare. Vă dați seama că poate exploda și tot felul de chestiile astea. Câte morți? 27.000 de morți? Am mai văzut o chestie de asta cu ulei în Casa de Papel. Știți faza aia când am mers ăla? Oh, cel mai periculos job să fii prostituată. Băi, aici ai cu duș și întors. Dacă ai un pește în spate care te apără, mă gândesc că nu e așa de
ăsta. Dar dacă ești o prostituată singură, da, este destul de periculos, pentru că lumea este plină de oameni ciudați și psihopați. Și de obicei ci că este ilegal și fug de poliție, nu știu ce. Pe lângă bolile pe care le poate lua domnișoara, 204 prostituate la 100.000 mor pe an. Ăsta da, jur, bă, ăsta ar fi chiar cel mai periculos job. Ești nebun să extragi veninul din șerpi. Ești nebun la cap, da, că nu-mi plac. Nu pot să văd așa ceva, cum îmi ia așa de cap, doamne. N-aș putea să fac asta în viața mea, ești nebun să extrag eu, mă. Pot, ești nebun, că dacă mă înțapă ăla, mă duc, bă. Următorul job este curățatul de oglinzi, din câte am înțeles? De oglinzi, de geamuri. Vă dați seama că la mamă, ești nebun, ca și cum avea pain un cadru în într-o piesă Five Game cum curăță geamul. Dar ăștia chiar sus, bă. Sincer, da. Cred că și mie mi-ar fi frică să fac așa ceva, dar aș face-o doar așa de haz. Dar ești nebun, dacă se rupe aia, pici în gol de la tița metri, te faci nebun poster. Uite acolo băieții mei, ești nebun. N-au nicio treabă. Bă, pare interesant, mă, ești nebun. Dar ăsta mi se pare cu adevărat un job foarte periculos, pe lângă ăla cu veninul. Următorul job periculos este de ăsta care trebuie să schimbe becul sau nebunile alea din turnurile astea de, mă gândesc, de semnal, de ceva. Dar din câte am înțeles, oamenii care fac chestia asta lucrează doar o dată sau de două ori pe an și iau foarte, foarte mulți bani. Adică doar se urcă o dată până sus și riscă viața de două ori pe an, dar așa asta este nebun toată viața. Sincer, cred că asta aș face și eu, sincer. Chiar aș face. Și bun, băi, frățiori mei, că v-am dat și cu reacția de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, bineînțeles, nu uitați să dați acolo un pumn, butonașul de like, comentarii, să ne strângem cât mai mulți. Și ne auzim în următoarea reacție din seara de Crăciun. Vă pup și vă iubesc și ne auzim în vlogul următor.